Îmi face plăcere să vă prezint din nou un cadou pe care l-am primit de la prietenii mei, Hathor House. Este un magazin fizic în București, dar și online. O să pun pe ecran trimitere către ei. Am vizitat online, ce drept, virtual magazinul lor și mi-au oferit a doua oară de data asta un cadou. Și îl consider cadoul meu de Crăciun din partea lor. De aceea trebuie să vi-l prezint. Cam ce au ei acolo. Și mie mi s-a părut foarte interesant. Cristale, o grămadă de cărți de tarot și cărți oracol, unele pe care nu le-am mai văzut în altă parte. Au tot felul de produse, da, ezoterice. Au și produse din selenit și chiar zilele trecute v-am prezentat niște cristale de selenit. Și tot felul de pietricele. Iată, pietricele mi-au trimis și mie, deși sunt un vechi colecționar, am mii de cristale încă la mine în casă, mi-au trimis niște cristale și am văzut că și ei, ca și mine de altfel, se informează la ce ajută. Iată, un cristal de lepidolit, da, știu, e foarte frumos, un cristal de nefrit, am să-l desfac, să-l vedeți despre ce este vorba, super cristal de nefrit, un chianit, da, chianitul este minunat, chiar, iată, întâmplarea face, chiar am o brățară de chianit la mână, chianit, o piatră ezoterică, am să o folosesc în micile mele etalări. Mi-au mai trimis două cutii de bețișoare pentru fumigații, unul pentru purificarea cristalelor și unul pentru purificarea cărților de tarot. Da, și eu fac lucrul ăsta. De câte ori folosesc cărțile de tarot, încerc să le purific, bineînțeles purific și spațiul în care lucrez, dar purific și cărțile și cristalele pe care le folosesc, inclusiv brățările mele le purific mai tot timpul, adică aproape în fiecare lună. Dar ce vreau să vă arăt este cadoul lor de data asta, un set Sufi tarot, n-am auzit niciodată, abia aștept să-l descoper și eu sunt nu numai colecționară, dar le și folosesc. Ia câtă, ce superb arată! Oh! Aici este o poveste întreagă de viață. Da, e tot în stilul tarotului, tot cu 4 de cupe, 7 de cupe, 2 de spade, bineînțeles cu tot o altă grafică. Am să o prezint într-un film separat, un unboxing al acestui set de tarot. Ia cătă-l, ce interesant arată, cu cărticica de rigoare, semn că este 100% original și veritabil. Tot ce vedeți cu astfel de cutie, cu carte, manual, cu instrucțiuni, clar că este plus. Ia cătă ce adevărat este. Cred că nici nu pot să-l mânuiesc. Ba da, pot. Așa că abia aștept să-l descoper alături de voi într-o etalare pe care am să o pregătesc pentru zilele viitoare. E, Hathor House, ei sunt responsabili de acest cadou și le mulțumesc din nou și abia aștept să le folosesc în etalările mele. Intrați și pe site-ul lor să vedeți ce minunății găsiți acolo.